Bun găsit! În aceste momente suntem în baza 71 aeriană, care potrivit exercițiului a fost capturată de inamic, iar forțele aliate trebuie să recupereze această bază. Este doar o parte a exercițiului Swift Response 2024. Ceea ce am văzut noi în urmă cu aproximativ 2 ore a fost unul dintre cele mai mari exerciții de desant aerian care au avut loc în Europa, mai ales după cel de-al doilea război mondial. 1200 de militari din Franța, Germania, țările de jos și România au fost parașutați în apropiere de baza 71 aeriană, tocmai pentru a-și îndeplini misiunea de a recupera această bază din mâinile inamicilor. Un loc care nu a fost ales absolut deloc întâmplător și asta pentru că spunea unul dintre planificatorii diviziei forțelor rapide din Germania că este un, din punct de vedere logistic, un punct cheie pentru o operațiune militară de asemenea amploare. România participă la acest exercițiu și cu tehnică militară în centrul de la Cincu, acolo unde exercițiul are loc în paralel cu alte locuri din România, dar și din Macedonia de Nord, Estonia, Polonia și Suedia. Iată, vedem acest exercițiu de amploare în România în aceste zile și spunea locțitorul șefului statului major din România despre acest exercițiu că a fost o provocare în a-l planifica, tocmai pentru că una dintre provocările acestui exercițiu a fost ca parașutările să se facă și în alte locuri decât cele cu care poate sunt obișnuiți militarii și este vorba inclusiv despre terenuri private și despre autostradă, pentru că astăzi a fost oprită inclusiv o porțiune din autostradă pentru ca exercițiul să se desfășoare fără nicio problemă. Acestea sunt deocamdată informațiile.